Sala și domnului Dorel Zic pentru acompaniament și așteptăm și cu altă ocazie să avem alături de noi. În continuare, vă prezentăm pe doamna Romana Kovacevici. Voi citi dar de la cea mai bine, de la Grupul poetelor Romana Kovacevici din Brășovia este profesor din limba sârbă și autor al mai multor lucrări științifice de cercetare, care reprezintă o sinteză a activității sale de mai mulți ani, copii care învață. Este colaborator permanent al Institutului pentru Învățământ în Model. Scrie poezii pentru adulți și copii și profesori. Este membru al Societății Scriitorilor din Vojvodina. Anul trecut a obținut premiul Sfântul Sadrinici pentru rezultate excepționale și o contribuție deosebită la promovarea culturii și artei, precum și pentru succesul atins în munca instructiv-educativă. Cea mai mare mândrie a doamnei Bordana este fiul Cașii, în vârstă de 12 ani, pe care am avut ocazia să-l ascultăm în această zi. Consideră că o femeie este cea mai frumoasă atunci când zâmbește, pentru că zâmbetul ei se îndină toate bucuriile cerești și fericirea comunească. Și mai spune că viața și moartea populesc astfel de zâmbete într-un cer mare. Viața este prea scurtă pentru longevitatea ei, iar moartea se simte prea mică și prea mică și nesemnificativă în fața acestei frumuseți. Peste că m-au dorătuat, crate mi se dumitirea. Peste că ne dorătuat și îți zâște o acțiune să spuneți că iau tăzișul de spine naucul în sprijină cu gradura, cu să sinteze în urmă și vor și grada să cază de mândeță, a onei instanți sarădii, pe zavă de săvrednă de prioritetă de zăvanie o spitane, instanți sarădii distribuite să mă dezvățăvanie. Pișe poezii sau de sinteze, dar pe pici. Șoane društvă pișe Nicolae Domine, nagrađivana, preođena. Prošle godine je dobila nagradu u Sveti Sadmiri za izvanredne životne rezultate i neprocenjiv doprinos u kulturi i umetnosti, kao i za predanost obrazovanju i mentorstvu. Ovo je najveći ponos je 12-godišnji sin Lukaši, koga smo imali priliku da čujemo. Smatra da je žena najlepša kada se smeje, jer se u njenom osmehu spajaju sve nebeske radosti i zemaljske sreće. I također kaže da život i smrt zaobilaze takve osmehe u širokom krugu. Život je previše kratak za njenu uzmanost, smrt se osjeća suviše sitno i nebitno pred njenom prstom. Dobar dan. Pre svega hvala vam na ovakvoj nameri. Izvinjavam se po glasa. Ja ti ne potrebno se nešim čega sada da ti poče. Sa vaše ekscelencije, hvala vam na ovakvoj počeku. Smijekada se mi je ta i zaista mi je prosio to zadovoljstvo. Jeste u mali, sada ti mali. Znate šta, kad pesnik, pesnikinja, dobije poziv desa, jesi li tako? Antologičara da ostavi pesme. Pa tiči te na antologije. I izbori svoje poezije, onda počne da razmišlja da je... Čekaj se kad ja skačam. Ili su više ostavio, ili ostavila. Poteka ambrde. Ili ta poezija negdje došla u neku zdravu fazu. Samo poezija je samo faza dežava. I ja se treba protiv šta izabrati za ovako zbore ovog. U srpskoj književnosti, koja je poznata dobro u listu, književnost ovakvih zbore romana, ženske poezije, ženske pisma, koliko meni poznato, ima vrlo malo, potpuno zine, a profeta ne egzista. Srpska književnost je iznedila sjajne figure kao što su Isidora Svetlana Janković, Besena Maksimović i oni su zastupili nekim šaritim antologijama. I u tom smislu ove je antologija jedinstvena u srpskoj književnosti i krasivu antologiju savremena književnost. I tu bih ja stala da vam ne više više časa iz književnosti. Da, treba se kontinuo mora da je literatura. Sve ono ostalo, reći će pesma Čamac koja je autobiografska. I stvarno je napisana, kao što je to Marijana rekla, negdje na moru. Jeste spisao da je vama mare? Kada je čovjek ima vremena da razmišlja o sve, ali najviše o sve. Thank you.
pacul sămânii polului, doctoriilor de preacostumului valovima, pričo lekenu se odavno i zvezdama u staklostoj morskoj skrini. Šapuće pravi u ljubavima, postali talatama i visoki ljubavni čaj besima. Dok čovek svojom rukom ne pokrenu kolijez, uživa od kolenci i prije trese pre školke. Čim ugleda svoj vid u zrcalu morskog dna, postoje hrabri i jedrenjaku za pobedanje i posrednje bitkama. Odiseje je splačno preko se stenu i u njegovoj smirenosti živi spoznaja da je čovjek snažan onoliko koliko će utisati u sudbinsku pamet. Hvala vam od srca. A cea barcă mică plutește singuratică, până când pe scară o predă valurilor noi, povestește legende ierburilor adormite și stelelor echipe, într-un chivo marin sticlon șoptește despre iubirile secrete, algelor visătoare și chipareșilor mândri înalți, până când omul nu mișcă cârma cu mâna sa, se bucură de leagănul undelor și ochilirilor. Imediat ce zărește propria sa imagine în oglinda vâzburilor mării, devine un îndrăzneț navigator în bătăliile uitaților corsari, plutind pe schiful lui Odiseu, sfidând stihia și pânturile, în liniște se trăiește cu el, că omul este puternic atât cât simte propria suferință a destinului. I s-a neci o astă de dușnă, poștumisem de numele de ea prelăgăcităm, Adrianin, samo ona nije pročitana, kratko, kratko, 30 sekundi. Čuvala si me kraj duše, majka se zove Adrianina pesma, čuvala si me kraj duše i moju dušu si začela za veliki svet. Bodrila si korke moje, bodrila si mi dušu, bodrila si moje misli, bodrila si moje snove, bodrila si moju senku i bodrila si moj put ka svetlosti. Mulțumim frumos, în fața dumneavoastră, Elena Maria Buzei. Elena Maria Buzei, din Mășeț, a făcut studii de maserat în domeniul psihologiei la Universitatea de Lăgii din Joara, este mamă, poetă. Primul volum de poezie și de literatură a publicat în anul 1999. Ulterior, a publicat versuri în revista Lumina, Constelații, Diamantină. A fost membru activ al Senatului Liberal, Tinerele Fundere și a desfășurat activități în cadrul Societății Culturale Artistice, Societatea Cultură și Șansă. Consideră că forța spirituală a femeii este una esențială. Femeia este promotorul echilibrului în familie și societate. Chiar și în momentele grele, cu orice speranță e reprezentată, ea nu încetează să lupte și își poartă cu demnitate durerea, căutând forțe interne pentru a depăși obstacolele sale. Femeia este o adevărată lucrătoare pentru familiile ei, pentru relațiile sociale și, de ce nu, pentru întreaga societate. De aceea, femeia este considerată stâlpul vieții. Trestele numare pe imobranțe, dar cu nicălui biocartie. Rodine Vârșu, master psihologie po profesiji, spesana pesnicima i majka. Prva zbirka pesama, objavljena je 1999. godine. Tokom svih ovih godina ono objavljivala je pesma književni časopisima Lumina, Dijamantske stazvešće. Aktivna je kulturno društvo Petro Albu, odnosno učak stvara izvršica i književne sekcije Vlada Pera. Smatra da je duhovna moć žene suštinska, da je ona nosila zdravlje i energije koje je uvijek, da je treba poštovati i voliti kao što ona može i voli vas. Čak i u teškim vremenima, kada je nada izgubljena, ona se voli dostojanstveno i nosi svoj teret, pronalazeći unutrašnji snag. Hvala. Biću stvarno kratka. Dobar dan svima. Ume ziva tuturor. Hvala svima. Mulțumesc tuturor. Două poezii scurte voi citi. Ana. Din inima proaspăt călcată se scurg jalnice izvoare.
dar iată că setea de durere mă menține om crescut în umbre primitoare. Ce tot gândesc și simt. Împlinirea mă omoară cu zâmbet dulce, pe altar uitat de propria mea ființă întemnițată precum Ana lui Manole, împietrit în zi. Răsădiți-mi cugete temătoare, dureri ce se izbesc de sân, să-mi clădesc efemerul pe o nouă cruce prefăcută din păcat. Ana. I sveže izgaže nog srca, tek u žalosni izvori, ali evo, žen sa bolom održava me čovekom, odraslim u gostoprimljivim senkama. Maglovito razmišljam i osjećam, izbunjenost mi ubija sa slatkim osmehom, na oltaru zaboravljenom od sopstvenog bića, utamničena kao Manoletova Ana po kamenjenom zidu. Posadite mi strašne misli i bol što iz grudi izbija, da bi gradila svoju prolaznost na novom krstu ponovo izgrađena iz greha. I još jedna kratka, 4 stiha pentru Maria. Te iubesc așa cum doar o mamă știe, fără substratul, fără umbre, fără cuvinte. Za Mariju. Volim te onako kako samo majka ume, bez slojeva, bez senki, bez reči. În numele lui Sărbilor din România, domnului președinte și deputat Omnia Cristici și în ultimul rând și în numele meu personal, să fie acolo, vreau să mulțumesc excelenților voastre, ambasadei Marianei, domnului Valerianus și nu în ultimul rând tuturor dumneavoastră, pentru că eu așa public în viața să stea atâtea ore, nu mi s-a întâmplat nicăieri și am recitat de la Londra până la nu știu unde, taiga, dar așa ceva. Da. Permiteți-mi să spun și limba sârbă. Znači, pošto smo mnogo žurili, ja sam zaboravila jednu veoma važnu stvar. Da vas pozdravim sve u ime Saveza Srba iz Rumunije, u ime gospodina poslanika i predsjednika Ognjena Krstića, moje lično ime, pošto sam pijan tamo. Direktor za odnose, ne mogu da se vratim da to ne uradim. Zahvaljujem se ambasadi, njihovim ekscelencijama, Marijani, naravno svima, koleginicama i najboljoj publici, takva dobra publika u životu, niko nije ostao 2 sata da mi pričamo o tome. Nikad, ali 40 godina da recitujem, da ovo je nešto koje je zahvalio. Puno vam se zahvalio. Hvala. Pentru că este cel mai potrivit moment să invităm pe domnul Marin Gașpăr, pe datul șef al Institutului Importante, să ne Practicum a decurs evenimentul, uitându-mă la lucrare, am spus asta nu, asta nu. Așa că, pe scurt, asta veți afla ceva despre editura Libertății. Fondată în anul 1945, Casa de Presă și Editură Libertate este singura instituție românească de acest gen din Serbia. Deține un rol deosebit de important în asigurarea și realizarea dreptului la informare și la informare în limba maternă. Pe lângă celelalte compartimente ale casei, Săptămâna lui Libertatea, Revista pentru Copii Bucuria Copiilor, Revista pentru Tinere Tinerețea, Revista de Artă și Cultură Transfrontaliere Lumina, editorii Libertatea revine un rol deosebit. Din cărțile editate în cele 8 decenii, variate ca gen și tematică, literatura din Serbia, sincronizată și la cultura românească și la cea serbească, este unică, un adevărat model minoritar. Producția editurii noastre cultivă și promovează limba română literară, aceasta fiind obiectivul său de bază, totuși încă din primii ani s-a promovat multiculturalismul, geografic aflându-ne într-un spațiu multietnic. Un număr anume de titluri sunt traduceri din limba sârbă în limba română, cărți apărute doar în limba sârbă, un număr mai mic, beletristică, critică literară și cărți bilingve, în general volume de poezii.
Cele mai numeroase titluri din producția Libertății fac parte din beletristică. În toți acești ani s-a acordat o atenție deosebită totuși și domeniului istoric, care se adresează cercetătorilor și pasionaților de istorie, îmbogățind peisajul cultural cu monografii, lucrări științifice, traduceri de mare valoare și cu reeditere ale unor lucrări românești clasice. În sânul editurii noastre, în cele 8 decenii, s-au adunat un număr mare de scriitori, publiciști, oameni de știință, istorici, traducători de opere literare, artiști plastici și graficieni. Prin operele și prin activitatea lor s-a îmbogățit cultura românească din Serbia și s-a consolidat identitatea românească în spațiul valorilor universale. Celebrând azi Ziua Femeii, doresc să amintesc doar câteva autoare care, fără de care editura noastră nu ar fi fost atât de bogată, și anume Mărioara Baba, Ileana Ursu Nenalici, Lia Mandu, Mariana Dan, Catinca Agache, Felicia Marina Munteanu, Ana Niculina Ursulescu, Eufrozina Greuneanț, Romanța Evanovici, Brândușa Julca, Virginia Popovici, Eugenia Bălteanu, Mărioara Stoianovici, Mariana Strătula, Aurora Rotariu Planianu, Micaela Frățilă, Marina Calcan, Adriana Petroi, Maria Elena Bunzei, Alexandra Goica, iar mulțumirile editurii sunt îndreptate și spre Nada Malek, Grozana Trepaiaț, Verița Preda, Ania Arsici, amintesc doar pe unele autoare care scriu în limba sârbă și cu care avem o colaborare foarte bună. Și acum, pe scurt, o să le spun și în limba sârbă ceva. Noi, scriitorași cu Ustanova Libertatea, Ispanča, osnova na je 1945. godine. Ova ustanova ima veliku ulogu u realizaciji i očuvanju prava na informisanje i izražavanje na rumunskom jeziku. Ustanova Libertatea štampa istoimeni nedeljnik, štampa časopis za decu, časopis za omladinu i časopis za umjetnost i prekograničnu kulturu. Izdavačka delatnost ima posebnu ulogu u ovoj ustanovi. Ona promoviše i neguje književni rumunski jezik, ali je također od samog osnivanja promovisala multikulturalnost. Najvećim delom štampamo na rumunskom jeziku, jedan deo naše produkcije su prevodi iz srpskog jezika, neke knjige su samo na srpskom, a neke dvojezične. Najveći deo našeg izdavaštva je beletristika, ali veliku pažnju poklanjamo istoriji, obogaćujući kulturni pejzaž, sa monografijama i naučnim radovima. U toku 8 decenija postojanja i aktivnosti izdavačka delatnost Libertate je promovisala veliki broj pisaca, pesnika, novinara, naučnika, istoričara, grafičara i slikara, koji su svojom aktivnošću i svojim radovima obogatili rumunsku kulturu na ovim prostorima i konsolidovali su rumunski identitet i svjetskim vrednostima. Hvala na pažnju. Mulțumim!
dumneavoastră sunteți florile noastre astăzi. Viste noșu 10. Am înțeles că domnul Zlatavici se vrește să se adreseze din nou și Hvala vam još jednom. To ste gospodin pre mene dugo pričao, pa sam je tako bio ljubomoran. Hoću da pohvalim novu izdavačku ustanovu Libertatea. Vreau să laud editura Libertatea. Koja postoji 79 godina. Pentru că există de 79 de ani. Hoću da kažem da od srca i sa emocijama podržavamo. Și cu emoții susține. Noi este izdavačka ustanova Libertatea, koja izdaje tri medije koje podržavamo Libertateu. Care editează trei medii pe care le susținem Libertatea. Tineretul. Tineretul. I Bucuria Copilor. Ziare pentru tinere și copii mai mici. Sunt ziare. Ziare, da. Reviste. Od ukupnog budžeta za informisanje. Din budžetul complet pentru acest segment informații. Koji je iznos od 580 milijuna dinara godišnje. 580 milijuna de dinar pe an este budžetul. 61 milijuna i 800 hiljada dinara ide novinsku izdavačku ustanovu. 1,800 milijuna merge către editura. Ponosno sam i na podatak. Sunt mândru și de faptul că da od ukupnog sredstava koje sam naveo, că din toate finanțele, sursele pe care le-am pomenit, 89,6% ide za informisanje na jezicima nacionalnih zajednica. Merge pentru informații, pentru acest segment, în limbile naționalităților locuitoare. A 10,4%. Iar 10,4% merge pentru limba sârbă. Ne žalim se, hvalim se. Deci nu mă plâng, deci eu mă laud, să înțelegeți. I drago mi što sam bio u radnoj grupi za... Îmi pare bine că a fost în echipa de lucru. Pisanje zakona o javnom informisanju i medijima. Care a scris legea în acest domeniu de medii. Naționale zajednice imaju privilegiju koje imaju sedište u Vojvodini. Minoritățile care sunt în Vojvodina, koje sedi u Vojvodina, au și privilegiu. Da imaju pokrajinsku vladu koja je podržava. Un guvern care susține. Stavili smo u propis, u zakon javnom medijskom servisu. Practic în această lege pentru medii, am pus. Naționale sajte care imaju sedište u van Vojvodine. Consiliile naționale care au sediu în afara Vojvodinei. Biće podržavani. Vor fi susținute. Po ugledu kako radi to Vojvodina. Așa cum face Vojvodina, așa cum face Vojvodina.